24 de povești terapeutice conține povești, exerciții și recomandări care să-i ajute pe părinți să le înlesnească copiilor un somn liniștit și odihnitor. Nu e ca o carte normală, e o carte care este povești terapeutice, adică povești care te ajută să scapi de mai multe lucruri, adică dacă ești prea furios, să scapi de furie, de cele mai este teamă, de să prezinte un proiect la școală, să vorbească în fața clasei. Citind o poveste împreună cu părintele, el reușește să verbalizeze aceste emoții, se pune în pielea personajului și reușește să le depășească. Pictorul Luan și privighetoarea m-a ajutat să nu mai îmi fie frică de bătrânețe. Fiecare poveste este ca o ședință de terapie pentru părinte și copil. Părinții trebuie să le citească copiilor și cartea mai conține și câteva exerciții. Sunt exerciții de meditație, de respirație și exerciții de imaginație. Atunci privighetoarea îl luă pe Luan cu ea pe culmile munților lumii, acolo unde zeul munților primea sufletele celor plecați. Și acum închide ochii și cu degetul arătător masează-ți aici locul dintre sprâncene și imaginează-ți că zbori. Copiii ar trebui să citească cartea asta pentru că îi ajută să depășească multe momente. Să nu ascundem lucruri de părinți, să nu mințim, să nu fie egoiști niciodată, pentru că nu vei avea prieteni dacă ești egoist.